Bună ziua și bine ați revenit la Taifas cu tu, grăsuța. Ce fac grăsuții mei? Ce faceți? Hai să vă zic ce am pățit sâmbătă, vineri. Nu v-am mai zis chestia asta. Mă și doare foarte tare mâna aici, dacă vedeți că este puțin umflată. Eu mi-am pus aici un raft în partea asta, nu vă arăt că acum e dezastru. Mi-am pus un raft pentru rochii. Bă, frate, n-am crezut că am așa multe rochii, de mi-a stricat raftul. Mi-a căzut raftul peste mână și acum trebuie să mă duc cu soțul meu să cumpărăm un alt raft și mai multe suporturi, pentru că eu am avut doar două, unul într-o parte, unul într-o parte, dar am să cumpăr trei ca să pun și unul pe mijloc. Și acum stau cu morcovul, cum ar veni, pentru că, deși am foarte multe haine, nu am mai pus așa multe haine pe ăsta mare de aici, de unde l-am eu, am încercat să le pun așa mai răsfirate, cum ar veni, și să înclin, cum ar veni, greutatea. Faza e că eu am pus acolo un dulap și am mutat toate hainele, toate rochile, am mutat greutatea, cum ar veni, numai într-un singur suport. Și de asta mi s-a și rupt. Prostoiul de mine, nu m-am gândit că, da, dacă pui toată greutatea într-un singur colț, ar putea să cedeze raftul. Deși soțul meu mi-a tot repetat, nu pune greutate foarte mare, nu pune greutate foarte mare, nu pune greutate foarte mare, dar el a vorbit, numai eu n-am auzit. Și acum m-a trebuit să ne ducem iară, deci nu știu, parcă ziceam și la o prietenă de-a mea, parcă nu se mai termină camera asta, deci parcă nu vrea să se mai termine. Ce tot are de nu știu. E așa totul cu încetinitorul, astăzi fac o chestie, mâine o chestie, nu știu, e foarte greu. În fine, trecem la alte lucruri mai frumoase. Voi ce ați spus că faceți, grăsuții mei? Faceți bine? Sper că faceți bine. Noi nu am făcut review la trusa asta, nu? Stați-o leacă să mă uit în interior, să vedem dacă este folosită. Că dacă am făcut swatch-uri și am măzgălit-o, înseamnă că... Nu. Ok. Astăzi o să fac review, țineți minte că am zis că o cumpăr, am zis că nu, am zis că o cumpăr, am zis că nu, la urmă am cumpărat-o. Este cealaltă trusă de la Too Faced, ediția de Crăciun. Asta se cheamă Pretty Little Planner. Asta am impresia că a fost 40 și ceva de dolari. Cealaltă mare a fost 58, parcă. Asta a fost 40 și ceva. Na, puțin mai ieftinică, dar nu foarte, foarte mult. Este mult mai mică decât cealaltă. Mai mic și plannerul, mai mică și trusa. Și în interior avem un rimel Better Than Sex mascara și avem trusa. Da. Avem trusa care arată foarte drăguț, adică mie îmi plac foarte mult culorile pe care are această trusă. Așa, și un mini planner, dar sinceră să fiu, mă așteptam ăsta să fie mai mare, mai nu știu. Pare așa ca un caietel, nu e nimic, adică are el câteva stickere de alea, dar nu știu, mă așteptam să fie nu așa un caietel mititel și câteva pagini. Stau acum și mă uit prin el și are toate lunile anului 2018 și da, cred că ar merge să-l ții în geantă față de cealaltă care este mai mare. Asta ai putea să-l pui direct în geantă și dacă ai o lună foarte ocupată sau ceva de genul ăsta, ai putea pur și simplu să te uiți în plannerul ăsta. Ai și o, cum se cheamă, ai și o oglindă, aici poți să pui pixul, aici ce știu eu, carte de credit. Și aici să ții acest carnețel, invers. Așa, să ții acest carnețel. Celălalt mare roz poți să-l lași acasă la birou, acasă sau la birou. Și da, interesențel, dar nu știu, parcă 40 și ceva de dolari doar pentru caietelul ăla. Mă așteptam să fie mai mărișor, mai multe pagini.
Ok, hai să vedem totuși trusa, poate asta mă convinge că a meritat banii, deși 1, 2, 3, 4, 5, avem 15 culori și hai să vedem fiecare în parte. Prima este Good Girl. Este o culoare, să văd eu mai închis, este o culoare de tranziție. După următorul se cheamă Rise and Shine. Este o culoare si de fată. Și altă culoare de tranziție, nu știu de ce a pus una lângă alta, se cheamă Why Not. Bine, este mai deschisă față de cealaltă, dar totuși. Chiar nu știu care zicea că sunt multe truse care ea nu le-ar cumpăra din cauza că dacă s-ar uita în toate trusele pe care le are, sigur ar găsi aceste nuanțe. E posibil, mă uit și eu acum, e posibil să le am pe toate, dar na. Am vrut carnețelul și carnețelul a fost o dezamăgire. Următorul se cheamă White Christmas. Este un alb foarte sidefat, deocamdată numai culori deschise. Următorul este Secret Santa, este unul roz. Ăsta e chiar foarte drăguț. Să văd dacă vă aduc aproape. Ăsta e chiar foarte, foarte drăguț. Și următorul se cheamă Silent Night. Și ăsta e Interhassenzel. Sper că nu v-ați uitat la rădăcina mea, că crește. Crește, mamă, crește. Azi că o să mă și vopsesc, numai că aveți răbdare. Prioritățile. Prioritatea este... Stai să mă șterg încetul, că aici este mâna unde m-am lovit. Prioritatea este camera, să o termin. V-am zis că am terminat curățenia cum ar veni, dar am de aranjat și sunt multe și sunt foarte multe. Și sunt încă o dată foarte multe. Deci da. Ok, acum începem cu culorile care sunt mai închise. Workshop. Am început bine. Foarte interesant. După Coffee First. După Snooze You Lose. Și ăsta e făinuț. Chiar e foarte drăguț. Stați-le că să mă șterg acum pe trei degete. Ok. Și-am mai și usuc. Poate că am acum televizor aici. Și tot timpul l-am pus pe mut, dar mă trage așa cu ochii. Mi-am pus cerceluși în formă de inimioară azi, da? Am zis că îmi plac la nebunie. Good as Gold, următorul. Nu e chiar Good as Gold, nu e chiar Gold, dar na. Dollhouse. Interesantică culoarea. Și Wrap It Up. Asta pare frumos și altare. Este un lila, ceva de genul ăsta. Foarte drăguț. Așa și mai avem încă 3. Hai să-l punem aici. Break the Ice este următorul. Am să-l pun în față. Break the Ice este ăsta. Foarte interesantă și culoarea asta. După Elfie Selfie. Ce denumire. Elfie Selfie. Nebea-l vezi pe Elfie Selfie. Este ăsta de aici. Și ultimul este Boville. Este un maro foarte închis. Da, ați văzut? Este asta. Cam profoasă trusa. Am făcut așa cu degetul și o grămadă de praf. Mă refer o grămadă de produs a luat. Sincer să fiu, nu sunt urâte. Nuanțele numai că
cum ziceam, sigur dacă mă uit prin toate trusele pe care le am, sigur am să le găsesc acolo. Se pare că mai am, deci am două liniuțe la baterie de 3 videouri. Da, continuăm. O să mai fac un review la o altă trusă atunci. Dar după asta, unde o pun? Deci nu știu dacă să mai țin, nu cred că mai țin astea. Deși pare așa de drăguțe. Hai, deocamdată le țin, am impresia că cealaltă am aruncat-o de la aia roz. Cred că da. Cred că sigur. Am păstrat doar cele de la Sigma, de la Tarte, mi s-au părut drăguțe. Și da, asta a fost review-ul pentru trusa Pretty Little Planner. Nota mea pentru ea, sunt puțin dezamăgită pentru produsul ăsta, că nu e mai mărișor, dar na. Trusa mi s-a părut drăguță, dar mi s-a părut că sunt cam aceleași culori pe care cei de la Too Faced le are, numai că făcut într-un ambalaj mai drăguț. Deci pentru asta primește nota 9.50, pentru că, na, ați văzut și voi, sunt frumoase culorile, numai că, sigur, le găsim și în alte truse, plus primim și un rimel. Bă, nu mai termin asta. Faze că aici trec 3 mașini, pentru că sunt 3 chestii cu gunoi, pentru reciclare, pentru, gunoiul în mod normal și cele care cu frunze, cu chestii de-astea. Deci trec 3 mașini diferite și mă nebunesc pe cap. Da. Sper că v-a plăcut acest video. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi lăsați un like, nu uitați să dați un share cu prietenii voștri dacă doriți sau dacă nu doriți, mă disperă mașina. Și da, sper să aveți o zi cât mai frumoasă și ne vedem data viitoare. Pa!